ca părinte caut să fac pentru copilul meu lucrul cel mai bun și să-i dau un start cât mai bun în viață. Și atunci am ales Mihai Ionescu pentru valori, principii. Suntem adventiști, încercăm să îi conducem pe copiii noștri către același lucru și atunci am ales Mihai Ionescu. Clar aș recomanda Mihai Ionescu tuturor. În primul rând pentru felul în care profesorii se poartă cu copiii, îi tratează așa cum trebuie, cum sunt tratați în familie. În al doilea rând pentru valorile pe care le promovează și mă refer aici, spre exemplu, câteva lucruri concrete. Nu ai voie cu telefonul la școală. Toată lumea are uniformă. Cumva aici, odată intrat în școală, toată lumea e egală. Și lucrul ăsta m-a bucurat foarte mult, în mod special pentru copiii mei. Și, nu în ultimul rând, partea de educație. Partea de educație, eu cred că astăzi nu am foarte multă expertiză în domeniu, dar eu sunt extraordinar de mulțumit de ceea ce învață copiii aici. Ce aduc copiii de la școală? Ce povestesc copiii de la școală? Care este lucrul care îi bucură și determină să revină în locul acesta? Păi, la mine e foarte diferit, având o fetiță și un băiat. Băiatul e mai năzdrăvan și eu sunt foarte bucuros că aici ai să pun niște limite. Bine, și acasă, dar în mod special aici. Și atunci corespund cam cumva cu limitele de acasă și asta îl echilibrează și ne ajută și pe noi ca părinți să nu fim cumva sperietoare. Iar pentru fetiță, liniște. Ea are nevoie de protecție, are nevoie de înțelegere și aici le-a primit. Recomand în tot sufletul Mihai Ionescu și sunt bucuros că am copii aici. Astăzi îi mulțumesc soției. Eu la început nu prea am fost de acord. Eu am făcut liceu adventist. Deși astăzi constat că pe mine m-a ajutat enorm și faptul că am făcut liceu adventist și deși la început n-am fost de acord, astăzi îi mulțumesc în fiecare zi că am ales Mihai Ionescu.